Tragediile din spitalele țării noastre se țin lanț, însă nimeni nu ia nicio măsură. Marcel Ciolacu a anunțat faptul că Partidul Social Democrat va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, după nenorocirea petrecută la Spitalul Victor Babeș. În Parlament, Partidul Social Democrat trage din nou un semnal de alarmă în ceea ce îl privește pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. În acest document, liderul PSD-i reproșează ministrului evoluțiile dramatice ale pandemiei, lipsa măsurilor de sănătate publică, evacuarea spitalului Foișor, dar și încălcarea regulilor de combatere a pandemiei impuse populației. Moțiunea simplă depusă luni a fost intitulată „Ca românii să trăiască, Vlad Voiculescu trebuie să plece” și a fost anunțată de președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu. Această moțiune constă în 10 puncte în care este criticat ministrul Sănătății. Voiculescu a dat dovadă de lipsă de empatie, patriotism și incompetență față de poporul nostru, mai ales în această situație gravă în care ne aflăm la acest moment. Spectacolul umilitor de la Spitalul Foișor, unde vineri seara au fost scoși afară cei 105 pacienți internați acolo, este doar o parte a problemei. La fel și defecțiunea de luni seară de la Victor Babeș, unde toate ventilatoarele de la secția de terapie intensivă au intrat în stare de avarie, deodată, iar 3 dintre pacienți au murit. Este de-a dreptul îngrozitor ce se întâmplă în spitalele din România, dar se pare că ministrul Sănătății se scuză de fiecare dată și consideră că nu este de atribuția lui să rezolve aceste grave probleme cu care se confruntă sistemul medical din țară. Partidul Social Democrat a mai depus o moțiune simplă împotriva lui Vlad Voiculescu, însă cei din PNL și UDMR au considerat că ministrul Sănătății este demn și potrivit să conducă acest sistem care este foarte important pentru țară.